Slăviți să fie Domnul! Îi mulțumim Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia Lui cu privire la noi. Slăviți să fie Domnul! Dragii mei, o zi de sărbătoare și o spun de fiecare dată, fiindcă cu ziua aceasta, cu 31, nu ne vom întâlni niciodată. Ce am făcut noi astăzi, cu siguranță a fost trecut în cartea vieții și ne vom aminti și ne va aminti când vom ajunge sus în cer cu toții, binecuvântat să fie Dumnezeu. Spun lucrul acesta fiindcă cred că toți avem această dorință în inima noastră și toți vrem să ajungem în cer. Dar, dragii mei și scumpii mei, înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fim atenți, să fim foarte atenți în perioada aceasta, spunea fratele Mihai când citea, și spune așa, când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea, când mi-am pus, se referă la o acțiune. Se referă că omul lui Dumnezeu făcea ceva. Și noi într-o vreme ca aceasta trebuie să facem ceva. Să fim foarte atenți în primul rând la viața noastră, dragii mei. M-am uitat în biserică, m-am uitat în biserici și la oraș și la sat, în familie din zona noastră și am văzut cum Satan într-o vreme ca aceasta a furat pacea mai mult ca niciodată. Știți cu ce? Până acum ne certam și vă spun sincer, tu ești ortodox, crezi ceva, tu ești catolic, tu ești romano-catolic, tu ești baptist, tu ești pentecostal și ne certam pe teorii și teorii. Și iată că am ajuns într-o vreme în care, fără să ne dăm seama, ne-am despărțit între vaccinați și nevaccinați. Și în loc să ne mai uităm la Hristos, în loc să mai vorbim despre Hristos, despre puterea Duhului Sfânt, despre minunile lui Dumnezeu, vorbim între noi tot mai mult. Te-ai vaccinat? Nu. Ești vaccinat? Vai, Doamne! Ai auzit că sora s-a vaccinat? Fratele iară are COVID. Și în loc să fim atenți la mântuirea noastră, la sufletul nostru, ne-o da Satan de lucru. Mustră-l Domnul să-l mustre. Și nu ne mai gândim deloc. Venim la biserică speriați, venim la biserică cu teamă și nu ne mai gândim și în familie teamă. Sau soție stau de vorbă, mă, dar ce face? Dacă se întâmplă, închide fabrica, se închide firma datorită bolii acestea. Și numai imaginație bogată avem, care nu-i din partea Duhului Sfânt. Fiindcă Duhul Sfânt al Domnului Sfânt, nu vă temeți! Vor veni peste voi, ne-a spus Domnul Iisus Hristos clar în Sfânta Scriptură. Vor veni și boli, și foamete, și ciume, și de toate vor veni. Veți vedea și foc din cer, căzând pe pământ. Nu vă temeți, căci casa voastră este sus în cer, binecuvântat să fie numele. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și cum spunea Eclesiastul, când mi-am pus inima, dragii mei, haideți să ne punem în inima, trupul, sufletul nostru, să căutăm înțelepciunea. Știți ce înseamnă înțelepciune, dragii mei? Frica de Domnul. Când ne punem să căutăm frica de Domnul, nu ne mai gândim la ce în jurul nostru. Nu ne mai gândim, ci ne gândim numai la pocăința mea, a noastră personală. Nu mai mă gândesc la fratele Ciprian, nu mai mă gândesc la sora Irina, nu mai mă gândesc la fratele Eugen ce fac, ci mă gândesc la mine și apoi la familia mea. Cum sunt eu raportat înaintea lui Dumnezeu și cum e familia mea înaintea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune, să-L căutăm mai mult ca niciodată, că tot ceea ce vestește în lume, vestește că venirea lui Hristos e aproape. Și eu aș vrea ca toți în această seară, că de-aia ați venit, să ne bucurăm de cuvântul lui Dumnezeu, să cântăm cu leviții casei, să ne bucurăm că în cer Dumnezeu, prin Iisus Hristos, ne-a pregătit o casă minunată. Binecuvântat să fie numele. Spunea, când mi-am pus inima și știu că ne-o punem inima să-L căutăm pe Dumnezeu mai mult, cred lucrul acesta. Și spune acolo, și mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ. Te rog să afișez versetul 8:16, Eclesiastul. Și spune o liniuță frumos și spune așa, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte. Te rog să lași. Și m-am gândit, dragii mei, în viață muncim pentru trup, muncim pentru familie, muncim pentru copii, pentru nepoți
să încercăm cât putem să le dăm ceva. Și ne trudim și ne frământă tot timpul gândurile astea, mă, dar vreau să las, vreau să ajut copiii mei, vreau să... Și ne trudim. Și de multe ori, și îmi dați dreptate, nu aveți somn, parcă nici noaptea nu vă puteți odihni până nu vă împlinește Dumnezeu dorința pe care ați pus-o înaintea Lui. De a face un lucru pământesc. Dar, dragii mei, când ați avut ultima oară insomnii, în ce privește lucrarea spirituală? Când ați avut ultima oară sau când am avut ultima oară probleme cu somnul, să ne frământăm atât de mult că lucrarea lui Dumnezeu nu merge? Că eu am cântat și trebuia mai bine să cânt, că eu am predicat și trebuia mai bine să predic, și să ai așa momente în miez de noapte de frământări, de cugetări înaintea lui Dumnezeu. Când au fost aceste lucruri ultima dată în viața noastră? Un om al lui Dumnezeu pe nume Samuel, îl cunoașteți cu toți. Un om care Sfânta Scriptură l-a arătat de când s-a născut și cum s-a născut până când a murit. Și minunat Vechiul Testament. Fiindcă în Vechiul Testament, și am spus-o și o spun și acum, ce îmi place mai mult față de Noul Testament, că văd viața trăită a oamenilor lui Dumnezeu de la început până la sfârșit. E frumos Noul Testament, cum Iisus a umblat pe pământ, dar nu știu foarte multe amănunte despre viața lui Pavel, viața lui Petru, familiile lor, nu știu nimic. În schimb, când mă uit în Vechiul Testament, văd oameni mari ai lui Dumnezeu, care de la început, de când s-au născut și până au murit, văd toată viața lor, și familie, și copii, și nepoți, și așa mai departe. Și în această seară vreau să ne uităm un pic la viața lui Samuel în comparație cu versetul acesta. Căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, și vreau să ne oprim un pic, să ne gândim la partea noastră spirituală. Cum lucrăm noi pentru Dumnezeu? Și mă uitam la tânărul Samuel și spune așa, în capitolul 2, în versetul 18, începe așa de minunat. Samuel făcea slujba înaintea Domnului. Și spune un punct și virgulă. Făcea slujba înaintea Domnului. Și uitându-mă mai jos, în capitolul 3, tot pe aceeași pagină, și încă un motiv de ce să aducem Sfintele Scripturi și să lăsăm gadgeturile astea, când ai Sfânta Scriptură, te uiți și pe o parte și pe alta, și sus și jos. Când ai telefonul sau tableta, vezi două, trei versete sus sau jos, atât. Și de multe ori nici măcar nu ții minte ce ai citit. E bine să aducem Sfânta Scriptură, așa, foaia asta, să o ducem la noi, să o ținem și să o citim. Amin? Amin. În capitolul 3, mai jos, spune așa, tânărul Samuel slujea Domnului. Și am stat și m-am gândit un pic ce înseamnă slujbă și ce înseamnă slujire. Și automat m-am dus în dicționarul român. Acolo vedem ce înseamnă cuvântul cu adevărat. Și l-am găsit așa, și vreau să vă citesc. Slujbă. O activitate, îndeletnicire, muncă de oarecare durată și limitată la un orar de lucru, pe care cineva o are ca angajat la o întreprindere de stat sau particulară și care este răsplătit cu o anumită sumă de bani, serviciu, funcție sau un post. Aia înseamnă slujbă. Slujire, muncă în gospodăria sau familia cuiva, fiind răsplătită în bani sau în natură. Tânărul Samuel spune așa, făcea slujba înaintea Domnului, era mic. Mă rog ca în această seară Dumnezeu să ne dea putere să lucrăm în ogorul Său. Și ogorul Său pentru noi este ceea ce vedeți acum aici. Slujirea pe care noi o facem pe pământ, că în cer nu mai slujim lui Dumnezeu, ci vom cânta o veșnicie și îl vom lăuda o veșnicie. Și vreau un pic, în câteva cuvinte, să ne uităm ce înseamnă a face o slujbă în adunare și ce face o slujire în adunare. O slujbă înseamnă să muncești câteva ore,
După ce ai muncit cele 8 ore, pleci acasă și nu te mai interesează nimic ce se întâmplă în acea instituție. Poate să ardă firma, poate să dea faliment, nu te mai interesează, ești acasă. În momentul în care faci o slujire, slujirea se face cu dragoste, cum spunea, într-o gospodărie, în familie, și de ori de câte ori ești chemat, vii fără să comentezi. Și cel mai bun exemplu, m-am uitat în viața mea. Aseară, tata a primit niște lemne. Și-o dat telefon, mi-a dat, mie mi-a dat la fratele meu Andrei, hai să veniți să mă ajutați să pun lemnele. Am stat vreo 4 ceasuri să aranjăm lemne. La sfârșit am plecat. Dar eu nu m-am gândit deloc să-mi dea un ban, ceva, nimic. Ci am făcut o slujire. Și dragi părinți, dragi copii, când părintele vostru v-a chemat, poate ați muncit ziua aia foarte mult și sunteți obosiți și ați mers acasă și când v-a chemat, hai te rog înapoi să mă ajut. Nu v-ați dus? V-ați dus fără nicio cârtire. Vin să te ajut. Slujirea adevărată, slujba, faci 8 ore, munceam la lemne 4 ore și așteptam să mă plătească tata pentru 4 ore cât i-am pus lemnele. 25-50 de lei, nu știu cât se plătește un om cu ziua. Ce așteptam să-mi dea și mă duceam acasă liniștit. Așa este și în viața noastră spirituală. Dragii mei, ce facem înaintea lui Dumnezeu? Că, virgul, cântăm, predicăm, recităm, mergem în misiune, facem fapte bune, mergem la spital. Ce facem? O slujbă sau o slujire? Slujba, dragii mei, când o faci, ești plătit pe pământ. Aștepți ca oamenii să te aplaude, aștepți ca oamenii să se închine în fața ta. Vai ce frumos ai cântat, extraordinar ai predicat, nimeni nu mai fost ca tine. Slujirea face, pui capul jos, te smerești și te rogi la Dumnezeu să fii mai bun ca înainte, să slujești mai mult. Dacă cânti o cântare, te rogi ca Dumnezeu să dea putere să cânti 5 cântări, dar cu același nivel de calitate înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă când venim, dragii mei, înaintea lui Dumnezeu, trebuie să venim cu calitate, nu cu cantitate. Dumnezeu are nevoie de oameni care să aducă calitate. Și calitatea se face numai prin Duhul Sfânt. Cantitatea, dragii mei, prin zgomot. Prin aplauze, prin mândrie. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, Samuel făcea slujbă înaintea Domnului. Și apoi versetul 21, tânărul Samuel creștea înaintea Domnului, dragii mei. Poate toți am început și am credeam că dacă, făcând o slujbă în adunare, credeam că păstorul ne va da ceva, ne va lua în misiune cu el, ne va mângâia pe cap, ne va lua în brațe. Și de multe ori am văzut că nu s-a întâmplat acestea, fiindcă fratele Ciprian aștepta slujire și Dumnezeu așteaptă slujire. Am fost de multe ori în misiune cu fratele Ciprian și cu băieții și vă spun sincer, mai multe mustrări decât încurajări. Dar ne-au ajutat. Ne-au ajutat. Fiindcă am văzut greșelile noastre și am început să lucrăm mai mult, să cântăm mai mult, să slujim mai mult, să postim mai mult. Fiindcă noi eram cum trebuia înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu are nevoie ca noi să-i slujim. Dar acest lucru trebuie să-l facem crescând înaintea lui Dumnezeu. Să nu rămânem tot la laptele duhovnicesc de când ne botezăm. Versetul 26, următorul. Tânărul Samuel creștea mereu. Dragii mei, noi creștem treaptă cu treaptă înaintea lui Dumnezeu? Cum am fost eu anul trecut? Și cum sunt acum? Cum am cântat anul trecut? Cum am rugat anul trecut? Cum mă rog acum? Cum cânt acum? Cum mi-am iubit pe frații mei anul trecut și cum îi iubesc acum? O crescut dragostea mea, o crescut slujirea mea înaintea lui Dumnezeu? Am crescut eu spiritual înaintea lui Dumnezeu? Sau îmi dat înapoi? Și capitolul 3, versetul 1 spunea, tânărul Samuel slujea, dragii mei, ca să slujești înaintea lui Dumnezeu, trebuie să crești înaintea lui Dumnezeu prima oară. Să fii un om puternic, om cu multă înțelepciune și, cum spune vorba românească, cu capul pe umeri. Să fii conștient de ceea ce faci înaintea lui Dumnezeu. În Matei, capitolul 20,
E o pildă interesantă și cu asta vreau să închei. Pildă lucrătorul viei. Și aici se vede foarte bine ce înseamnă slujbă și slujitor. Spune că a venit un om mare, bogat, a venit și s-a uitat prin satul în care era și a văzut oameni care stăteau degeaba și a chemat pe toți la lucru. A venit din primul ceas, ora 9, ora 8, și zis, hai în ogorul meu să muncești. Și a venit după aia la ora 12, a venit la ora 3, a venit la ora 6 și tot au adunat oameni. Așa cum au găsit și după timp că au găsit. La sfârșit spune cuvântul lui Dumnezeu că i-a adunat pe toți și i-a zis, haide să vă răsplătesc. Și au început cu cei care au chemat ultimii. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și la toți le-a dat un leu. Când au ajuns la primii care au fost chemați în primul ceas, tot un leu le-au dat. Și vedem cum cei din primul ceas, primul și al doilea ceas, care au venit primii, au început să se certe cu boierul, cu omul mare. Și spune, cum tu mie îmi dai un leu ca și ăla care a muncit 2 ore și a muncit 10 ore? Slujbă sau slujire? Ce facem noi înaintea lui Dumnezeu? De multe ori ne uităm la frații noștri și spun, eu cânt, mă rog, predic, merg la săraci, merg la ăia, mă duc și fac și... Sorașcu stă lângă mine și văd cum ea e botezată cu Duhul Sfânt, cum Dumnezeu umple cu Duhul Sfânt și eu parcă nimic. Doamne, dar așa nedrept ești? Și ne uităm la frații noștri cum Dumnezeu binecuvintează cum vrea El. Dragul meu, înaintea lui Dumnezeu întreb, ce faci? O slujire sau o slujbă? Dacă faci o slujbă, nu mai fă, oprește-te. Fiindcă Dumnezeu vrea adevărați slujitori. Și un slujitor adevărat nu comentează, nu întreabă de ce, nu se uită la fratele său că poate îi răsplăti mai bine decât ești tu. Tu poate vii în adunare și când și fratele tău poate numai se roagă și financiar e mai bine ca tine, că așa l-a binecuvântat Dumnezeu și întrebi, Doamne, dar mie când îmi dai? Slujirea adevărată întotdeauna implică smerenie. Dragii mei, mă rog ca Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune și într-o vreme ca aceasta să-L slujim pe Dumnezeu cu adevărat. Să nu ne mai uităm în dreapta, în stânga, să nu ne mai uităm la frații noștri ce fac, ci să mă uit eu la mine ce fac. Cum sunt eu înaintea lui Dumnezeu? Dragii mei, mântuirea e personală. De multe ori credem că e la comun, că dacă vin toți la biserică, toți vom merge în cer. Și de multe ori cu asta ne înșală și Satan. Lasă, du-te la biserică că ești așa cum ești, e bun, bine că mergi. Dar în timpul săptămânii de luni până sâmbătă seara, ce faci? Nu te mai recunosc frații, nu te mai cunosc, nu mai știu ce faci, nu nimic de tine. Și duminică ești un sfânt. Și vrei și tu să ajungi în cer. E bine că vrei, dragul meu. Dar sunt câteva lucruri care trebuie să le faci. Stăteam de vorbă cu, legat de slujire, cu un tânăr, o tânără din biserică de la noi și vreau să vă spun un pic că cuvântul lui Dumnezeu spune că răsplata noastră sau munca noastră, slujirea noastră va fi dată prin foc. Că unii zidesc trestie, cărămidă, aur, știți despre ce vorbesc, nu? Și spune că toată lucrarea fiecăruia va fi dată prin foc. Și spune că fiecare își va primi răsplătirea, dar foarte interesant acolo că spune, dar sufletul lui, mare atenție, va fi mântuit. Și în copil de la Domnul Hristos, spune că Domnul Hristos a dat cât un talent la fiecare. 1, 5, 10. O dat de lucru. Și unul dintre cei care au primit talentul, zic că l-au ascuns. Și a venit Domnul Iisus Hristos și l-a întrebat, cât ai muncit cu talentul pe care ți l-am dat? Și spun, Doamne, ia-ți-l înapoi, că mi-a fost frică de tine. Și de-aia n-am mai slujit și de-aia mai, că dacă mi-a fost frică, că dacă greșești și râd frații de mine, dacă îmi va zice fratele păstor că n-am cântat bine și se supără pe mine, frate, nu mai cânt, stau jos. Și spune așa, cuvântul Dumnezeu, luați-l
și aruncați-l afară. Dragul meu, toți greșim în slujire. Toți greșim în slujire. Dar știm că prin slujirea noastră și prin munca noastră vom fi mântuiți. Dar în momentul în care Dumnezeu a dat un talent în tine și în mine și eu îl îngrop, chiar dacă slujind și greșesc, îmi scade răsplata înaintea lui Dumnezeu în cer, dar voi fi mântuit. Ascuzându-ți talentul în pământ, că nu vrei de rușinea fraților, a familiei, a părinților, nu știu a cui, dragul meu, cuvântul lui Dumnezeu spune că vei fi dat afară, fiindcă Dumnezeu a pus ceva în tine și tu l-ai îngropat. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere într-un ultim ceas, ultima sută de metri, să ne punem pe treabă. N-aș vrea să mergem în cer și când Dumnezeu ne va întreba, te-am dat 50 de ani, ți-am dat 70, ți-am dat 20 de ani binecuvântați. N-ai suferit. Ce mi-ai adus? Și te uiți în mâinile tale și vezi că n-ai adunat nimic. Mâini goale. Dragii mei, când vom pleca în cer, să ne dea Dumnezeu înțelepciunea și puterea să nu plecăm cu mâinile goale. Amin.